pe ce înseamnă să vii să prelungești tu autorizații la, la primărie. Trebuie să bați la 11 uși, să vorbești cu 11 șefi și să pregătești 11 pachetele de ceai sau 11 plicuri ca să-ți rezolvi o întrebare. Deci asta trebuie să faci astăzi ca să activezi, să-ți deschizi o afacere sau să prelungești contractul de arendă. 11 oameni cu care trebuie să vorbești, la care trebuie să te rogi și în fața cărora trebuie să te înjosești. Ca finalitate, dosarul dumneavoastră, după ce ați alergat pe la 11 naționalnici, poate să ajungă pe masa primarului, unde stă cu ani de zile și primarul deja decide, semnează el autorizația sau nu semnează autorizația. Trebuie să ajungi prin anticamera primarului să-l rogi, să-i explici de ce ai tu nevoie. Deci noi vorbim de agenții economici care, în loc să investească bani în afaceri, să investească în dezvoltarea economică a municipiului Chișinău. Vorbim de oameni care stau, pierd timp, luni de zile, nervi, până la urmă care se dezamăgesc, își fac valiza și pleacă din țară. Noi vorbim de municipiul Chișinău cu un potențial de dezvoltare economică care nu este valorificat astăzi deloc.